Elevii de la 4 licee au participat astăzi la o competiție regională de tenis de masă. Activitatea s-a desfășurat în sala de sport a Liceului Tehnologic Dr. Ioan Șenchea. Astfel, 16 elevi au practicat acest sport la 5 mese, din dorința de a se califica la faza județeană. Astăzi avem competiția de tenis de masă licee, contând pentru Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza pe regiune, Făgăraș-Victoria-Rupea. Participă liceele Dr. Ioan Șenchea, liceul din Victoria, liceul Ion Codru Drăgușanu, Colegiul Național Doamna Stanca și liceul teologic ortodox Constantin Brâncoveanu. Sunt doar băieți, fete, nu avem doar o singură elevă de la Șenchea care o să joace probabil cu un băiat, ca să e păcat pentru competiția asta că nu sunt competitori și băieții au concurență, sper cel mai bun să câștige și să fie o competiție din care să rămână cu numai cu lucruri plăcute. Deși acest sport este asemănat de cele mai multe ori cu o distracție între prieteni, când vrem să facem performanță, lucrurile nu mai sunt atât de simple. Participanții la această competiție s-a trenează de câteva ori pe săptămână și fac tot ce le stă în puteri pentru a fi cei mai buni. Tenis de masă este foarte frumos, practic acest sport de 5 ani, nu este chiar un hobby, este chiar un... Este un stil de viață. Da. Dar cine te-a învățat să practici acest sport? Proful de sport din generală și singur. Cât de des te antrenezi? De 3 ori pe săptămână, aproape. Este un sport solicitant. Da. Și joci în timpul liber, nu neapărat la antrenamente, te duci cu prietenii? Cu prietenii, seara de seara, aproape, la un suc, la chestii astea. Este competiția locală de ping-pong, suntem de la Colegiul Național Doamna Stanca. Am fost și anul trecut și a fost destul de interesant și greu, dar de anul trecut până acum, zic eu că ne-am pregătit mult mai bine și poate vom câștiga să mergem la faza pe județ. Cât de solicitant este atât acest sport? Trebuie să te antrenezi cam cel puțin de 2-3 ori pe săptămână ca să reușești performanță, după părerea mea. Tu de câți ani practici? De 2 ani. 2 ani mai practic mai serios. Până acum așa ocazional. Hai să ne spui de cât timp practici tu acest sport? Păi de când am început clasa 9, încă de când am venit anul trecut, acum sunt pe a 10-a și îmi place și fac și basket tot aici. Păi cum ai învățat? Cu prietenii, la distracție sau la școală? Da, cu prietenii. Mai mult prietenii m-au învățat chestia. Dintr-un hobby acum ajuns să faci și performanță? Da. Cât de cât. Este greu? Nu, adică puțin la început. Sunt niște reguli care trebuie să le aplici. Dacă le-ai ascultat și le-ai învățat, e foarte ușor. Această competiție se desfășoară în fiecare an și reprezintă un mod antrenant pentru ca liceenii să facă mișcare și în același timp să socializeze și să se distreze. Este ediția 2014-2015 pentru că în fiecare an se organizează această ediție. Eu organizez această competiție din anul 2000. Anul școlar 2000-2001. De atunci se organizează continuu și sperăm să o facem în continuare, să vină mai mulți. Și sportul ăsta care e foarte frumos și e foarte, foarte simplu pentru copii, să-l practice cât mai mulți și poate să vadă exemplul nostru și să se alăture, să vină și fete, aștept și cealaltă licee să participe pentru că este foarte simplu. Ca mijloc de transport, mașina personală sau un taxi, nu e o echipă, sunt copii puțini, cu 4 copii. În mod normal trebuiau să participe 2 băieți și 2 fete de la fiecare școală, dar am chemat mai mulți elevi tot mai în ideea asta de a fi mai mulți copii, de a se întrece și a... câștiga experiență și a vedea cum se organizează o competiție. Concursul de tenis de masă a fost jurizat cu multă atenție de arbitrii liceeni. Aceștia au analizat fiecare mișcare a concurenților și au avut grijă ca fiecare în parte să respecte regulile de bază. Trebuie să țin scorul pentru ping-pong și în caz că o minge nu este clar văzut de ei, trebuie să decid eu dacă este bună sau este afară. Dar alte criterii de jurizare sau la ce trebuie să fie atent? Câteva reguli din ping-pong ne spui și nouă? Da, păi trebuie ca mingea, dacă atinge fileul, este net și aceea se repetă chestia aceea și trebuie neapărat să dea cu mingea în terenul advers.
Arbitrezi de mult timp meciurile de ping-pong? Da, anul trecut. Tenisul de masă, cunoscut și sub denumirea de ping-pong, este un joc sportiv practicat la toate vârstele și pe toate meridianele. Este ușor accesibil și presupune o mare viteză de reacție și de execuție. De asemenea, necesită rezistență psihică și o bună pregătire fizică a celor care vor perfecționare.